Bună ziua și bine v-am găsit la sezon agricol. Mă aflu, cum vedeți, într-o livadă de cireș și astăzi am hotărât să vă vorbesc despre dominanța apicală. Un lucru foarte important care trebuie să-l cunoaștem, fiindcă doar cunoscând acest lucru, noi putem face formare corectă a pomului, tăierile corecte, toate tăierile de întreținere și toate tăierile la toate culturile fructifere. Deci se referă acest lucru și la cireș, și la măr, și la păr, și la cais, și la vișin, la orice cultură. Deci este um, actual pentru orice cultură. Dominanța apicală, deci mai puțină vorbă și mai multă treabă. Deci așa arată un pom de cireș. Acum nu vorbim despre formarea lui, ci vom vorbi despre această dominanță apicală. Deci, ca să vă explic mai bine, trebuie să ne uităm mai din aproape și să analizăm acest pom. În el vom găsi cu siguranță în vârful fiecărui, fiecărei ramuri, iată așa, un mugure. Deci, acesta se numește mugurile apical. El diferă foarte mult de restul mugurilor pe care îi avem în acest pom. Deci, spre exemplu, aici avem iarăși un mugure apical, vedeți cum el diferă la acest soi el este mai mic dar sunt soiuri unde mugurile apical este foarte uh, bine diferențiat de restul mugurilor. Deci vedem în vârf avem doi muguri prin părți vegetativ și aici avem un mugur apical care la fel este vegetativ, dar el se diferă foarte mult de restul mugurilor. Deci chiar și aici avem un mugur apical uh, la vârful fiecarei ramuri avem câte un mugur apical și chiar și la acestea de mai jos la fel avem uh, mugure apical. Deci așa arată acest mugure. Ce este în sine acest mugure apical? În sine, el este ca un senzor. Acest mugure este ca un senzor al pomului. Deci dacă să tragem o paralelă între organismul uman și organismul plantelor, este cam complicat să tragem această paralelă, dar o vom încerca să o facem. Deci acest mugure apical este ca și cum ar fi creierul la om. Deci noi aparatul vestibular al omului este dirijat de către creier. La fel și aici, la acest pom, creșterea, dezvoltarea, poziția ramurilor sunt dirijate de acest mugure. El, până la urmă, este un senzor care oferă informația pomului despre situația în care se află această ramură. Este bine, nu este bine, are lumină sau nu are lumină, este orizontală, este verticală poziția. Deci toată această informație o transmite acest mugure însă și pomului și în dependență de situația în care se află, pomul reacționează pe măsură care trebuie să reacționeze. Spre exemplu, de ce noi avem foarte multe creșteri în pom verticale? Fiindcă însăși pomul mereu tinde să crească vertical, în sus, spre lumină, spre soare. Și deci avem așa niște creșteri verticale. Dar aceste creșteri verticale, aceste ramuri verticale, de regulă sunt mai lacome și sunt mai voluminoși din cauza că ele primesc cel mai multă hrană pentru a putea crește mai departe. Deci spre soare, pomul nu ține cont de dorințele noastre. Vrem noi ca el să fie de o talie mică, să fie mai puțin viguros. Deci pomul nu cunoaște dorințele noastre el cunoaște că trebuie să crească în sus spre soare să aibă lumină. Și deci aceste ramuri care au poziție verticală, ele fructifică mai greu, mai puțin, fiindcă scopul lor este să crească. Deci poziția acestui mugure din extremitate, acest mugure apical, el ca și cum dă informație pomului că totul este bine, eu stau bine mersi vertical, am unde crește și totul este bine. Dar ce se întâmplă cu ramurile acestea? Spre exemplu, avem niște ramuri orizontale. De ce ele la fel nu cresc vertical, cum cresc aceste ramuri? Fiind că fiind umbrite, aceste ramuri de mai jos, fiind umbrite de aceste ramuri de mai sus, ele deja nu mai găsesc lumina adică acest mugure apical din extremitatea ramurii. Nu mai are lumină fiindcă concurează cu aceste ramuri verticale și el începe să caute lumină înclinându-se spre orizontal și el începe să crească spre exterior, iarăși în căutarea luminii. Deci el, practic, această ramură, aceste două ramuri au pierdut um, în acest joc de goană spre lumină, și ei respectiv au ieșit din joc. Ei deja caută, nu mai caută lumină sus, ci caută lumină uh, spre exterior, deci crește spre orizontală. Se lasă ramura în jos și pleacă spre orizontală în căutarea uh, luminii. Același lucru, deci putem să vedem și aici. Avem o ramură pe interior și a doua ramură care sunt în interior și care au încerc, au început să crească spre exterior, dar poziția mugurilor din interior nu le permite creșterea în această direcție. Și de aceea el a început să crească prin interiorul pomului și va continua creșterea atâta timp până acest mugure apical va găsi lumină, evident când va fi înfrunzit tot acest pom. Deci atunci când această ramură va găsi lumină, se va opri din creștere și va începe fructificarea. Dar evident că noi nu avem nevoie de aceste ramuri pe interiorul pomului și ele vor fi eliminate neapărat, fiindcă vor umbri restul mugurilor din interiorul pomului. De asta eu zic să eliminăm toate ramurile ce cresc spre interior. Deci, ce se întâmplă atunci când ramura are așa o poziție orizontală? Ea a găsit lumină, deci este mugurile apical este în exteriorul pomului, are lumină. Această ramură deja nu mai continuă creșterea, ea are o poziție orizontală și toate ramurile cu poziție orizontală încep să fructifice masiv, foarte mult. Deci fiindcă ea a pierdut acest joc, această uh, concurență cu acest lider și a uh, devenit o ramură orizontală și nu îi rămâne nimic decât să înceapă să fructifice. Iar ramurile care totuși au câștigat acest joc și au rămas verticale, ele vor continua creșterea lor spre extremitate. Deci, ce se întâmplă atunci când noi vom elimina acest mugure apical? Spre exemplu, aici îl elimin. Nu mai avem acest mugure apical. Ce se întâmplă în acest caz? De ce eu nu uh, recomand atunci când coroana pomului deja este aranjată, nu recomand să retezăm ramurile anuale, mai ales la prun și la cais, și anume cele care sunt verticale. Fiindcă, eliminând acest mugure apical, cum am făcut-o în cazul dat, noi pur și simplu lipsim această ramură de acest senzor. Ce face pomul în acest caz? El primește un semnal că a dispărut acest mugure apical și începe să mâie, să fugărească seva spre această extremitate a ramurii pentru a dezvolta o creștere nouă cu un mugure apical. Deci pomul iarăși nu ține cont de dorințele noastre. El tinde să aibă mereu acești muguri apical, Respectiv, el începe să mâie seva prin această ramură ca să formeze un muguri apical. Dar odată ce începe să mâie seva acest, prin această ramură, nu primește hrană doar ultimul mugure care se află pe această ramură. Spre exemplu, nu doar acest mugure va primi hrană, ci vor primi toți mugurii din extremitate. 4, 5, 6, poate chiar 3 uh, vor primi hrană și toți vor porni în creștere. Iarăși se va începe o concurență între aceste ramuri din extremitate. 4-5 ramuri iarăși vor începe să crească, 2-3 din ele de regulă care sunt primele din vârf vor avea o creștere verticală, iar ramurile de mai jos vor începe iarăși o înclinație spre exterior, cum au făcut aceste ramuri. Deci în momentul când noi formăm coroana pomului și avem nevoie de niște creșteri pentru a avea din ce forma coroana, evident că aceste vârfuri se pișcă pentru a provoca Creștere. Iar în momentul în care noi deja am format pomul, deja nu mai avem nevoie de ă, creștere în el, noi nu pișcăm ramurile verticale ă, din vârf. Dar ce facem cu ramurile orizontale? Se scurtează sau nu se scurtează? Bineînțeles că nu putem lăsa așa o lungime a ramurilor. Deja noi plecăm foarte departe de baza pomului și respectiv, cum v-am învățat, calitatea fructelor scade. Dar pentru a stimula formarea buchetelor de mai, este nevoie de a scurta această ramură. Deci facem o tăiere și apropo, nu se face tăierea doar de un vârf, spre exemplu, doar din vârful uh, ramurii. Acum să focusez un pic camera. Nu pișcăm doar din vârful ramurii, deci acest mugure apical. Uh, fiindcă dacă vom privi aici distanța între acești muguri este foarte mică. Deci aici, aici distanța este foarte mică și deplasându-se spre baza ramurii, distanța între muguri se uh, mărește. Deci vedeți deja aici ce distanță avem și uitați-vă aici ce distanță avem. Deci dacă noi vom pișca doar din vârf, spre exemplu, doar acest muguri apical, noi vom obține aici buchete de mai pe toată suprafața ramurii. În anul viitor aici totul va fi în buchete de mai. Dar Fiindcă aici distanța între muguri este foarte mică, va fi o aglomerație mare de buchete de mai, ceea ce înseamnă multe fructe într-o zonă limitată și aici, în cazul în care vom avea fructe, va fi un, uh, un boț de fructe, un strugure de fructe, lip, toate fructele lipite una de alta și în cazul în care aici va, va nimeri niște spori de putregai, atunci tot această aglomerație de fructe va putrezi evident că trebuie să ne ferim de acest lucru, de aceea se face scurtarea ramurii acolo unde distanța între muguri începe să se mărească. Spre exemplu, aici deja noi avem distanțe mari între fructe, aici buchetele de mai uh, vor fi amplasate la o distanță mai mare și respectiv calitatea fructelor va fi uh, mai mare. De aceea se fac aceste scurtări de aproximativ 40-50 de cm, fiindcă la 40 de cm distanța între muguri este mai mare, respectiv calitatea fructelor va fi mai mare, mai sporită. Ce se întâmplă cu aceste buchete de mai? Ele fructifică foarte bine, însă ele totuși au o calitate mai mică de fructe, fiindcă toate fructele se hrănesc din același punct. De aceea, în anul viitor, când aici se vor forma deja formațiunile de rod, când vom avea buchete de mai, noi vom mai face o scurtare, fiindcă iarăși, oricum, din mugurile acesta apical, va porni creștere. Noi aici vom avea creștere cum, am avut și, cum vom avea și pe ramuri orizontale, verticale. Aici vom avea creștere. Dar noi nu vom avea nevoie de aceste creșteri care vor porni de aici, fiindcă iarăși plecăm departe de baza pomului. Noi iarăși vom reteza uh, toate uh, vom elimina printr-o tăietură toate ramurile care vor crește de aici. Spre exemplu, așa. Și buchetele de mai rămase aici vor începe să dezvolte ramuri mici, mijlocii cum ar fi, spre exemplu, această rămurică sau cum ar fi, spre exemplu, această rămurică. Aceste rămuriele, deja ele, oferă cea mai calitativă fructificare, fiindcă aici toți mugurii de roți sunt amplasați la o distanță una de alta și oferă o calitate foarte înaltă. Deci sper că a fost clar, sper că ați înțeles ce înseamnă această dominanță apicală. Mereu când avem mugurile neatins, Spre exemplu, cum aici, avem un mugure neatins. Totul este bine. Pomul va mai mâna aici un pic de sevă, va mai dezvolta o rămurică nu atât de dezvoltată, nu atât de viguroasă și se va opri în dezvoltare. Iar dacă noi vom elimina acest mugure apical, atunci vom obține creștere. Deci decideți dumneavoastră când faceți tăierile. Dacă aveți nevoie să mai formați coroana pomului, retezați mugurile apical. Dacă nu mai doriți creștere în pom abundentă, lăsați așa mugurile să, să crească cum vrea pomul. Ce facem pentru a induce mai repede pomul în fructificare, fiindcă dacă vom aștepta să crească de la sine, să se aplece de la sine toate ramurile orizontale ca să depuie rod, va trece foarte mult timp. Pentru aceasta, noi putem de sine stătător, să palisăm pomul, adică ramurile, să le înclinăm în jos și să le legăm. Să le legăm, spre exemplu, în așa o poziție orizontală. Spre exemplu, această ramură o legăm în această poziție. Spre exemplu, această ramură o legăm în această poziție și atunci, fiind în poziția orizontală, ramurile vor intra foarte repede pe rod. Dar nici într-un caz nu se uh, apleacă în jos, nu se leagă, nu se palisează liderul pomului, fiindcă dacă noi vom, iată această ultima ramură, ultima ramură este liderul pomului, dacă noi pe el îl vom apleca, toată această șarpantă din care crește acest lider, se va opri în dezvoltare. Respectiv, noi vom uh, stopa dezvoltarea pomului. Se apleacă, se palisează doar ramurile uh, care cresc uh, sub acest lider. Deci totul ce este mai jos de lider se pot uh, aplica în jos pentru a provoca uh, fructificarea. Și acest lucru se face la orice cultură. Fie cereș, vișin, cais, măr, păr, gutui, piersic, nu contează. La orice uh, cultură se face acest lucru. Deci sper că au fost suficiente informațiile și din acest video pentru a înțelege ce înseamnă această dominanță apicală. Sper că este ultimul filmuleț pe această temă. M-am străduit să vă explic cât mai detalizat ce înseamnă această dominanță apicală, ce facem cu ramurile orizontale, ce facem cu ramurile verticale, cum inducem mai repede în rod, ținând cont de această dominanță apicală, cum provocăm pomul la ramificări, ținând cont de această dominanță apicală și cum oprim dezvoltarea pomului, iarăși ținând cont de dominanța apicală. Deci, Cunoscând aceste reguli, deci cunoscând acest lucru, această dominanță picală, cu siguranță veți dirija orice pom. Pârghiile sunt în mâinile voastre atunci când cunoașteți ce înseamnă, ce este această dominanță picală. Deci, vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!